Să scrieți, indiferent că e vorba de postări pe Facebook, Twitter și alte cele, cred că cam toți, așa. Cum vă alegeți ideile, m-ar interesa? Adică îți vin așa, stai, hai să pun o postare, oare ce vreau să urmăresc cu ea? Pentru că pe vremea mea, acum 100.000 de ani în antichitate, noi aveam oracole și caiete de amintiri. Chiar povesteam cu cineva cât de interesante erau. De multe ori vreau să vă spun că ne foloseam de oracol și puneam astfel întrebările ca să ajungă printr-o prietenă sau alte cele, ca să aflăm noi răspunsul dacă un băiat ne place sau nu. Adică făceam cam aceeași chestie care se face și acum pe Facebook. Hai că fac o postare, cine îmi dă like, nu mi-a dat inimioară, de ce nu-mi dă inimioară, mi-a dat că e trist, o fi greșit butonul, nu e bun telefonul, deja facem rime, putem să facem și piesă. Eu m-am apucat de scris undeva prin clasa 4-a, tot în acea antichitate de care ziceam, adică în vremuri imemoriale, făceam epigrame. Nu știu câți mai știți voi ce sunt alea epigramele, dar era o chestie faină. Eram la Palatul Pionierilor, astea am prins și astfel de perioade și nu am fost neapărat urâtă, cel puțin pe partea de educație. Nu eram mulțumiți pentru că primeam manualele de la școală, așteptam să le învelim, să ne uităm pe ele, mai și scriam pe ele, lăsam așa semne să vedem dacă următorii care vin ne identifică. O perioadă am mai tot scris, aveam revista școlii, cred că mai sunt și acum, nu știu exact, nu vreau să jignesc, dar cred că sunt și aveți și voi reviste sau mai scrieți. O perioadă nu am mai scris pentru că am avut parte de niște evenimente mai urâte, i-am pierdut pe părinți, ce zicea antevorbitorul, cred că Dan Montana Vlog. Chiar îți dorești de multe ori să-i aproape și să le spui că te bucuri să-i vezi. Faceți chestia asta zi de zi, bucurați-vă de ei, nu vă certați cu ei, că ei dacă vă ceartă o fac cu un anumit interes care este bun. Maria povestea mai devreme de cum folosim energia cuvintelor. Ții minte că mama mea, pentru că știa că nu reacționez la trebuie, zicea, știi, ai putea să faci. Eu mă gândeam, preluam ideea, era un fel de NLP de pe vremea aia, și ziceam, știi, m-am gândit că aș putea să fac. De fapt, dacă stau și mă gândesc acum, îmi dau seama că ea, de fapt, pusese acolo acel trebuie, dar sub o altă formă la care eu reacționam. De multe ori zic colegilor mei din ONG sau în alte proiecte, nu-mi spuneți că trebuie să fac ceva, că o să fac exact ca văzuse mai devreme o postare pe Facebook, acum dacă mi-ai spus să fac, nici nu o să mai fac. Așa funcționăm și sunt convinsă că la fel faceți și voi, că nu e o chestie de vârstă, e o chestie de reacție la niște cuvinte. Pentru că putem să avem 100 de ani și să luăm bastonul și să spunem nu mă mișc de aici, sau poți să ai 5 ani și să zici, îmi iau trotineta și mă duc și mă plimb. Am văzut foarte multă lume în Timișoara care se dă cu trotineta, ceea ce este o chestie foarte bună. Se întâmplă și în Cluj acest lucru. Revenind la cărți, m-am reapucat de scris într-un moment în care eram foarte jos, adică într-o depresie destul de urâtă. Norocul meu că am prieteni, foști colegi de liceu, care sunt psihiatri. Și mi-au zis, nu o să-ți dau medicamente pentru că o să rămâi pe filmul tău. Eu mă gândeam, bă, poate o să fie un film bun, de ce nu? De ce n-aș face asta? Și am zis, bun, și ce vrei să fac atunci? Și mi-a zis, apucă-te să faci ceva ce-ți place. Și am zis, nu știu ce-mi place, că îmi plac foarte mult. Sunt convinsă că și voi aveți astfel de dileme. Pentru că te întreabă cineva, ce vrei să faci când o să fii mare? Era clasica întrebare. Răspunsul era de toate. Cred că și acum la 41 de ani aș răspunde la fel. Pentru că încă aș mai vrea să fac alte chestii, din nou îmi place să caut proiecte cu care mă identific. Ideea este să nu stați cantonați într-un loc și să spuneți doar asta vreau să fac, dar pe de altă parte este important să faceți ce vă place. Țin minte că nepotul meu ne-a anunțat prin clasa 11-a că el vrea să dea la artă, fratele meu fiind deja sculptor. Și am zis, încă un artist, gata, și ăsta o să fie muritor de foame, ce ne facem? Și am zis, hai să vedem dacă copilul știe desena. Noi eram obișnuiți cu Batman și cu mașini de poliție și am zis, dă să vedem și noi un tablou, ceva, ce vrei să faci. Mai arăta bine, pentru cultura mea generală de istorie arte, arăta bine. Și am zis, te vezi făcând artă? Da, pentru că fratele meu și cumnata mea vreau să-l trimite la kinetoterapie, adică făcuse sport, de aici îți mai sunt bani. El s-a dus și ne-a demonstrat că poate să intre la ambele facultăți, a intrat la locuri pe buget, dar din nou l-am întrebat, e sigur că vrei să faci artă? Și a zis da. Astfel încât acum este doctorand, asistent universitar la Cluj, pentru că a ales să facă ceea ce îi place și este și pragmatic că știe să-și negocieze felul în care vinde tablourile. Astfel încât dacă voi vreți să vă faceți sportiv de performanță, trebuie să știți că trebuie să trageți pentru asta. Dacă vreți să deveniți scriitori,
Vă spun că nu neapărat se trăiește în asta, dar se poate trăi, pentru că în primul rând este trăirea voastră interioară și faptul că dați mai departe. Am pățit o chestie foarte interesantă acum un an. Aveam o lansare de carte și aveam și o domnișoară de 10 ani care deja scria povești. Și am zis, eu sunt adultul, să vezi ce încui acum cu întrebarea. Zic, de ce ai ales tu să scrii povești sau orice altceva? Răspunsul ei a fost, am găsit un caiet gol și m-am gândit să-l umplu. În momentul ăla m-am blocat și am zis, eu n-aș fi știut să răspund așa. Deci a fost un răspuns sincer a unui copil, un pic mai tânăr decât voi așa, care nu stătea să se gândească la foarte multe filtre, cum ar trebui să răspund ca să dau bine pe sticlă sau pe Facebook sau pe mediile online. Nu este ușor să scrii, dar pe de altă parte este plăcut. Cărțile mele sunt câtuși de cât cu note autobiografice, pentru că vreau ca cei care citesc cumva să se și regăsească, sigur câte unii alții găsesc fragmente. Am avut proiecte în penitenciarul din Arad, eu fiind din Arad, și țin minte că am primit după un timp o scrisoare la editură în care un deținut mi-a zis că el a ales să nu se mai sinucide pentru că citise cartea pe care am scris-o despre tatăl meu care s-a sinucis. A fost o alegere să scriu această carte pentru că trebuia cumva să închid un capitol, pentru că toată lumea zicea, a, tu ești fața celui care s-a sinucis. Din nou ajungem la cuvintele cu conotația negativă. Și am zis, da, dar pe de altă parte, tata a fost în primul rând tatăl nostru când a crescut, a fost un profesor care a știut să facă și nu este treaba nici măcar a noastră, a copiilor, să-l judecăm, dar în mintea celorlalți. Și atunci am scris această carte pentru el, care se numește Călător în Paradisul Regăsit, mă gândisem la John Stuart Mill, și oamenii au reacționat, iar acel feedback venind de la un deținut din penitenciar, care a spus că el a ales să nu se mai sinucide citind o cărticică, pentru că ale mele sunt stilul ăla de broșurici ușor de luat după noi pe oriunde mergem, pe mine m-a bucurat și lumea m-a întrebat și câți bani faci din astea? Și am zis, nu pot să cuantific mulțumirea sufletească în bani. Pentru aia am un job unde lucrez cu cifre, fac tot felul de calcule, mă implic în diverse proiecte. Scrisul este o formă de terapie, cum bine se zice, dar este și o forță creativă, pentru că în momentul în care folosim cuvintele, la fel cum zicea mai devreme Maria, transmiți și atunci, în momentul în care le-ai și așternut pe hârtie, ele rămân acolo și sunt o dovadă a faptului că ai spus ceva. Și voi la școală, când scrieți acele lucrări, nu știu dacă se mai numesc lucrări de control, cred că sunt extemporale, lucrări de control așa prin clasele 1-4, și atunci voi puneți ceva din sufletul vostru. Țin minte că profesorii noștri ne spuneau, voi credeți că noi nu știm că ați copiat tema unul de la altul, dar important e că într-o pauză, 10 minute, le-ați luat să scrieți tema. De fapt, și în momentul ăla învățai, pentru că stăteai și să te uiți să vezi ce se întâmplă. Cum se vede scrisul, educația și educarea continuă, de fapt, pentru că voi veți termina liceul, vreți la facultate. Sfatul meu pur prietenesc e tot timpul să căutați să fiți cumva într-o stare de alertă, să căutați informații, să depășiți momentul în care sunteți acum, pentru că sigur mai aveți nevoie de informații. Niciodată nu se termină educația. Cred că Michelangelo zicea, undeva pe la 88 de ani, încă mai învăț și îți vine să zici, ai, Michelangelo, uite ce lucrări are și câte a făcut. În general, nu în timpul vieții ți se observă, dar dacă acumulezi, voi aveți o deschidere mult mai mare la informație pe care noi n-am avut-o. De multe ori suntem ipocriți, poate, și zicem, vai, tinerii din ziua de astăzi își pierd vremea să butoneze, să caute. Important este cum căutați, de ce butonați și cum selectați. Pentru că și noi folosim, chiar dacă suntem un pic mai mari, mai copți, să zic așa, și noi ne folosim de mediul online. Cartea care m-a marcat pe mine, țin minte, în copilărie, aveam cred că 12 ani și în sfârșit vreau să citesc și eu din biblioteca serioasă a familiei, a fost Singur pe lume de Hector Malot, care este în esență o carte despre viață, are cu usuișuri, cu coborâșuri, dar mă identificam cu toate personajele, vreau să călătoresc prin Franța, prin Marea Britanie. Când am mai crescut un pic, că unor mai și crește, l-am descoperit pe Pascal Brucnecu, Copilul Divin, și acolo mi s-a părut super interesant, pentru că eu la naștere m-am gândit să stau un pic mai mult și am stat 9 luni jumate, am ieșit așa un pic mov. Țin minte că mama mea l-a zis medicilor, nu e copilul meu pentru că mea era mov, ăsta arată prea bine, ceva de genul, luați și schimbați-l. Și în această carte, Copilul Divin, e o poveste foarte interesantă, a doi copii gemeni, cărora mama le
dă de mici, deci când sunt în faza intrauterină, informații cu de toate. Deci ei sunt geniali. Doar că problema în momentul în care ieși în lume, că sora se hotărăște să iasă, copilul, fratele, zice nu, pentru că a citit presa vremii, cum ar fi acum dacă ne-am uitat foarte mult pe la știri, parcă n-am mai vrea să ieșim în societatea actuală. Și el zice, nu, eu mai stau. Ea când iese, evident că începe să gângurească și tot i s-a dus genialitatea. Așa este și la noi. Dacă nu ne luăm informațiile, dacă nu suntem pregătiți, s-ar putea să părem așa un pic mai ieșiți din context. Nu folosesc cuvântul handicapat pentru că tatăl meu m-a certat odată, aveam tot așa vreo 12-13 ani și mi-a zis, nu poți să zici despre cineva că este handicapat, pentru că atunci și tu ai un handicap. Eu, de exemplu, mi-am cusut tetamina la ATP de blugi și m-am ridicat cu tot cu ea și m-am plimbat prin atelier. Astfel încât nu poți să pui etichete. Etichetarea este bună pe Facebook, când nu vrei să-ți vadă lumea mai multe postări. În viața reală puteți să vă etichetați cu acele cuvinte pozitive de care zicea Maria, pentru că altfel riscați să fiți voi etichetați ca și urâcioși, ca și oameni care nu își doresc să fie recunoscuți. Pentru că azi, mâine, veți fi cei care veniți din urmă, care, nu că ne dați pe noi deoparte, s-ar putea să ne dați lecții și să învățăm de la voi. Dacă vedeți că un pic o luăm noi pe arătură, trageți-ne de mânecă și spuneți-ne, ascultați-ne și pe noi, că s-ar putea să avem dreptate, pentru că uneori avem o doză de aroganță sau crede că le știm pe toate și nu este adevărat. Eu zic că împreună cu voi putem învăța și astfel să facem o punte între generații, indiferent că generația X, Y, Z sau ce litere mai are alfabetul, putem începe iară de la A până la Omega și să ne bucurăm să citim, să devenim cât mai educați și să avem un viitor, să nu ne mai arate lumea cu degetul, să spună că în România tineretul nu face nimic.